În economia unui film producător, da, el trebuie să adune cu bugetul, cu banii, să-i strângă din stânga, din dreapta, trebuie să facem, vreau să se întâmple filmul, da. E complicat. Eu zic că a fost o bucurie să-l produc. Oricum e o bucurie să produc orice film. Într-adevăr, meseria mea e un fel de, eu îi zic, chaos management. Adică strângem atâția oameni din atâtea lumi diferite și încercăm să facem ceva bun. E greu, dar totodată foarte frumos. Iar la filmul ăsta chiar a fost foarte frumos, pentru că am avut o echipă foarte bună. Nu am fost foarte complicat din punct de vedere al producției. Nu s-a filmat în foarte multe locuri, a fost o singură zi de scenariu al filmului și atunci am fost toți comasați în același loc, în același timp. Și nu a fost neapărat complicat, doar că ne-am axat foarte mult pe actori foarte buni, să-i strângem și să fie acolo. Echipa foarte bună și eu zic că am reușit să facem o treabă bună. Tot arăta frumos, că acum știi cum e, au apărut multe filme după Revoluție încoace. Multe dintre ele sunt gri și sunt urâțele. Totodată lumea nu e neapărat așa. Adică depinde unde te duci și București, zic că e frumos. Am mai făcut un film acum 2 ani în care s-a văzut București frumos, pentru că e frumos. Da, într-adevăr, te duci în zona urât. Depinde unde ai povestea. Într-adevăr, noi am avut o locație frumoasă, un, cum îi zic eu, bogătaș de Pipera. Sunt mai mulți, zic eu, acum și am avut de unde să ne inspirăm. Nu cred că pot să spun o cifră anume. Oricum, bugetele filmelor românești sunt micuțe, mai ales că noi nu am luat bani de la CNC, ne-am fi dorit, poate în filmele următoare. Și investiția nu a fost foarte mare, dar tocmai cu oameni drăguți, cu sprijin de la sponsori și eu zic că ne-am descurcat onorabil.